să începem emisiunea și cu o invitată pe care n-ați mai văzut-o de ceva vreme, dragii mei telespectatori. Este vorba despre Maria Constantin, cea care a avut parte de o perioadă cu foarte multe lucruri bune, dar din păcate și cu unele rele. Dar mai bine povestim cu Maria Constantin. Pam, pam! Bun găsit! Bine ai venit, Maria, în platoul emisiunii noastre. O să începem o nouă săptămână. Da, o să începem o nouă săptămână, să te așa frumos. Frumos aici, în Cerdag la noi. Ce în Cerdag bine sună, la noi și bine să stăm sună. De povești. Ce faci, Maria? Cum ești? Mulțumesc foarte bine. Foarte bine. Ai avut o perioadă, cum ziceam ceva mai devreme, și cu bune și cu rele. E, da, dar să știi că au fost și foarte multe lucruri frumoase care s-au întâmplat în viața mea. Iată, mai nou sunt profesor la Colegiul Național George Enescu, profesor de canto clasic. Ești doamna profesoară. Da, sunt doamna profesoară. Asta înseamnă că te duci acolo la să predai în fiecare săptămână? Da, da. Da. Bun. Deci la colegiu? La Colegiul Național George Enescu. Acolo predau canto clasic, la facultate cânto canto clasic, iar sâmbătă și duminica pentru evenimente contactați Maria Constantin. Foarte cum frumos. Ar veni. O puteți da. Găsi și pe Instagram și pe da, Facebook cum ar veni tot. Și o găsiți. Astea sunt evenimentele frumoase care s-au întâmplat în viața ta, dar în același timp s-au întâmplat și evenimente mai puțin plăcute, cum este și pierderea lui Marcel Toader, omul care ți-a fost soț. Da, dar să știi că de ceva timp nu am mai discutat despre viața mea personală și mai ales că a tot fost oarecum expus așa ca pe tapet în toate publicațiile ce există în țara noastră și tocmai de aceea n-am mai vorbit despre viața mea personală, tocmai de asta n-am mai insistat pe acest subiect. Cu siguranță toată lumea a vrut așa o reacție a mea. O secundă, cred că ne buruiază de la Bulgaria, uite aici în spate, haideți să ne mutăm aici la bar dacă se poate, da. Nu de alta, dar cred că e ciucă, umblă cu furculița prin spate pe la televizor să prindă bulgarii și de asta ne face. Uite, Maria, ia un loc aici, te rog. Unde frumos. Unde pot sta? Spune-mi tu. Uite, ia un loc aici, te rog frumos, ia un loc și acum putem să vorbim relaxați. Da. Într-adevăr, sunt lucruri care s-au întâmplat, dar în același timp știi cum e. Sunt, hai că poate acum, dau și cu, nas acum, sau pe spate. Asta ne-ar mai lipsi. Nu, dar sunt lucruri care n-ai cum să spui că nu fac parte sau că n-au făcut parte din viața mea. Cu siguranță ta, au făcut parte din viața mea, numai că, mă rog, ești și oarecum... Ești și una dintre primele persoane care a aflat că Marcel Toader a murit, nu? Ai fost printre primele. Da, însă, după cum spuneam, na, aceste lucruri au trecut, Dumnezeu, na, oarecum mi-a... arătat calea pe care să merg și asta este tot ce contează și tocmai de aceea în momentul în care spun că au trecut. Voi oricum vă încheiaseți toate socotelile. Da, cu siguranță, cu siguranță. Erați două persoane, fiecare cu viața lui. Bineînțeles. Dar în același timp e totuși fostul tău soț cu care ai fost căsătorită cât timp? 2 ani? Aproape 4 ani. 4 ani? 4 ani de relație și da. Și de căsătorie tot atât? Nu, 2 ani. Deci de asta zic, ai fost căsătorită 2 ani de zile cu el și... Na, ferească Dumnezeu, orice veste de genul ăsta nu poate să fie, să treacă neobservată pentru persoana de, în cauză. Cu siguranță, probabil spun eu că nu a trecut așa neobservată de toți oamenii care au fost alături de el și care l-au cunoscut și au știut cine este. Voi în perioada aia nu mai păstrați legătura absolut deloc, dar tu ai aflat de chestia asta pentru că el era în casa unor prieteni comuni, nu? Da, nu pot când să spun eu foarte multe detalii, pentru că, după cum spuneam, noi deja eram separați, fiecare era cu viața lui și era normal să fie așa, mai ales după ce tumult a fost pe micile ecrane. Ați avut un final de relație destul de agitat, pentru că eu v-am prins pe voi când veneați împreună aici la emisiune și erați fericiți și după aia spre finalul relației eu tocmai... când au existat discuții. Da, voi. Eu tocmai de asta am și nu neapărat că am evitat sau că m-am ascuns, Doamne ferește, că nu sunt genul și mi-asum absolut tot ce am făcut, numai că eu am ales să mă retrag oarecum din acel tumult, fiindcă eu am vrut ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt eu. Adică la spectacole să mă vadă ce fel de om sunt eu prin prisma carierei mele, prin prisma vocii, cei care m-au apreciat mă apreciază în continuare, poate, nu știu, unii s-au schimbat sau poate pe unii am cucerit, dar tocmai de asta, eu neștiind foarte multe lucruri,
Am văzut și eu, ca și voi, toți ceilalți de la televizor, absolut tot ce s-a întâmplat. Da. Îmi pare rău că relația între voi s-a terminat cum s-a terminat. Îmi pare foarte rău că, la urma urmei, vorbim despre Marcel Toader la trecut, pentru că nu mai trăiește și, de fapt, cred că asta e cea mai mare dramă. Da. Între voi, oricum, aveați și un proces în desfășurare? Erau și Nu. Citisem tot felul de chestii că erau... Bine, s-au scris atât de multe lucruri neadevărate, s-au spus atât de multe... Tine, sau că mai erau lucruri de genul ăsta. Nu. Deci nu e adevărat. Nu a existat așa ceva și eu, în momentul în care am pus punct acestei relații, am considerat, așa a fost cel mai bine, ca să las totul în urmă, adică în momentul în care mai rămâi acolo, nu știu, cu o parte din suflet sau cu o parte materială sau habar n-am, înseamnă că lucrurile nu sunt încheiate definitiv. Eu am ales să închei definitiv acest capitol din viața mea și am trecut mai departe. Pur și simplu mi-am văzut de și ți-ai văzut drumul mai meu. Departe de exact. Drumul tău, pentru că acum tu ești într-o relație destul de stabilă cu... N-aș vrea să spun, păi pentru că și nu neapărat că mă ascund, Doamne ferește, nu. Dar ce am Varga, la ce echipă joacă, ia zi. Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu vreau să vorbesc. Nu știi la ce echipă a jucat. Nu vreau să vorbesc. Câte goluri a marcat? Asta nu știu. Că să știi că eu sunt așa, cu acest, cu sportul în general. Nu, chiar nu știu. Tu știi la ce echipă a jucat? Chiar nu știu. Adică nu știi că e Dacian Varga? Păi dacă nu sunt în domeniu... Păi e ca și cum ar întreba el, iubia ta, Maria Constantin, mai cântă operă. Știu de asta, zi? Adică la sportul. Nu știu dacă știe, dacă l-a întrebat, da. A jucat la sportul. Da. La sportul studențesc. Da. Adică atunci poți să mulțumești că astăzi ai aflat totuși unde a jucat. Doamne, deci ai zis că o să stau mai comod aici, dar nu prea pot în costumul ăsta național. Trebuia să mă fi invitat să fi dansat și eu aici în corpul de balet, dar îmbrăcată mai altfel. Că... Te așteptăm, stai liniștită, facem o ediție specială într-o săptămână doar cu vedete să vină să danseze. Da, facem coreografie frumoasă. Și cu Dacian de cât timp? Sunteți de ceva timp împreună, nu? Doamne, dar tu vrei să afli așa într-o emisiune tot despre mine, nu? Maria, o să mai facem și următoarea emisiune și cealaltă. Eu zic nu te-am mai văzut de ceva timp. Da, și vrei să spun tot, nu? Acum. Da, nu. Măi, după cum spuneam, eu am încercat și n-am spus aceste lucruri. Asta este ține de viața mea personală. Încerc să o țin departe pentru că după antecedente am văzut ce s-a întâmplat. Oricum nu eram genul care să apar așa cu viața mea personală pe micile ecrane. Am apărut pentru că era conjunctura de așa natură, însă nu sunt genul. Am preferat, tocmai exact cum spuneai, să stau deoparte. Am preferat să merg la televiziunile de specialitate unde pot promova piesele și cam atât. Eu am venit aici la voi pentru că, și vă mulțumesc din suflet pentru invitație, am venit pentru că îmi sunteți foarte dragi și pentru că îmi face plăcere să vin aici. Aș vrea să se noteze, suntem foarte dragi, ce notează Ciucă, suntem foarte dragi și era dor de noi. Da. Era dor de noi? Da. Suntem oameni simpatici, drăguți aici, nu? Da. Ce face mama ta? Vreau să o salut pentru că mi-a fost foarte drag. Am văzut-o odată când ai venit cu ea și cu frații tăi aici la emisiune și mi-a plăcut foarte mult de mama mea, probabil acum se uită, da, se Vâlcea! Uită la tine. Vâlcea, vezi? Trăiască. Vâlcea, sărut mâna, Vâlcea. Pe recepție cu noi, să rămână mama lui Maria. Maria e cu noi aici, în curtea școlii. Da, numai ce i-am făcut o surpriză pentru că a fost ziua ei de naștere pe data de 10 noiembrie. Să și mulțumim și am zis așa, zic, haide noi toți trei frații să-i facem o surpriză, să o trimitem puțin în vacanță. Și a fost în Cipru, plecat în vacanță. Cel mai frumos. Acum s-a întors, între timp sora mea a mai și născut, am un nepoțel, sunt mătușică. Acum va pleca de sărbători acolo, și am în înțeles Italia. Că relațiile cu copilul tău și cu postul tău soț sunt foarte bune, adică puteți să... Da, sunt foarte bune în sensul că, na, este o relație... Și acolo a fost tensiune mult. Este o relație normală, cum ar fi trebuit să fie de la început, dar nu este... Da, este ok, mă înțeleg foarte bine și cu părinții lui și cu el discutăm pentru copil, adică strictul necesar și acum e normal să... Adică lucrurile merg așa pe un făgaș cum trebuie. Da, toate lucrurile s-au aranjat în viața mea. Maria, ce ne cânti astăzi? Astăzi vă voi cânta O Finimioară, este o melodie... Ia, O Finimioară, tată! O Finimioară! Ce spune inimioara ta? O Finimioară! E de bine sau nu e de bine? Da, nu pot să-l zic aici. Ai un of? Da. La inimioară?
Are și Lunov la inimioară? E bine, e bine dacă are. Of inimioară este o melodie de pe cel mai nou album, care se numește Viața mea e o poveste, inspirat așa din trăirile mele. Nu vreau să vorbesc despre viața mea, dar viața mea e o poveste cu de toate, nu? Da, cu de toate, presărată. Este piesa care se pare că a prins cel mai mult la public și a ajuns la inimile oamenilor și nu numai, pentru că foarte mulți soliști de muzică populară, sau poate nu, au preluat și nu poate decât să mă bucure. Doamne ajută! Așadar, Maria Constantine cântă o piesă unde ciucă va fi numai ochi și urechi, pentru că este vorba despre inimioară. Iar când este vorba despre inimioară, ciucă, 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 abia așteaptă să-și hrănească și el inimioara. Maria Constantine cântă Oameni buni. Hai de aici, ascultați această piesă, iar noi continuăm în câteva momente emisiunea, mai ales că astăzi începem un super concurs. Dăm bani pentru Moș Nicolae, familiilor care s-au înscris în concurs pe la marutarompro.tv.ro. Astăzi avem primele două familii, iar acum începem săptămâna. Of inimioară. Cu stele împarți cu ele.